Directoratul Național de Securitate Cibernetică transmite cetățenilor să fie atenți la SMS-urile, e mail sau mesajele primite pe social media din surse necunoscute ori de la numere scurte care cer autentificarea în contul de Instagram sau resetarea parolei. Aflați recomandările Directoratului Național de Securitate Cibernetică de la Crina EN. Au revenit atacurile cu linkuri malițioase care se propagă prin intermediul mesajelor pe rețelele de socializare. Scopul principal al atacatorilor este extragerea de la potențialele victime a datelor sensibile. Nu furnizați altor persoane date referitoare la codurile de autentificare sau altfel de linkuri pentru a reseta parola, pentru că astfel puteți pierde accesul la cont. Accesarea linkului de pe dispozitivul mobil pe care sunteți autentificat în aplicația de Instagram poate duce la pierderea accesului la cont, atacatorii având astfel posibilitatea de a schimba parola. Evitați așadar accesarea linkurilor din surse necunoscute. Activați autentificarea cu doi factori. Mențineți o soluție de securitate instalată pe dispozitiv. De multe ori un antivirus ne poate salva din situații în care neatenția ar putea duce la compromiterea contului, a datelor sau a sistemului.